Salut, suntem la subiectul 4 din anul 2018, testul de raționament logic pentru admiterea la drept. Ni se dau niște diagrame, apoi ni se dau niște cuvinte care sunt în anumite raporturi. Noi trebuie să stabilim în ce raport sunt cuvintele respective și să facem o corespondență cu diagrama pe care ei ne-au dat-o. Și haideți să începem cu 31, care diagramă reflectă relația dintre măr, pierstică și fruct. Am avea măr, pierstică, care sunt ambele fructe, deci practic ar fi diagrama 2, adică răspunsul corect ar fi C. La 31. La 32. Care diagramă reflectă relația dintre cadru didactic, profesor universitar și biolog? Toți profesorii universitari sunt cadre didactice și pot anumiți biologi să fie cadre didactice, mă rog, și profesori universitari, stați să fac mai clar figura, deci profesor universitar, cadre didactice și biologi. Adică am avea figura 8, la 32 răspunsul este A. Bun, o să mergem la 36. La 36, care diagramă reflectă relația dintre animal, pasăre și cioară? Păi avem toate ciorile sunt păsări și toate păsările sunt animale. Deci am avea figura diagrama 1, adică răspunsul corect la 36 este E, diagrama 1. La 37. Armă de foc, pușcă, animal domestic. Păi am avea pușcă, toate puștile sunt arme de foc și animalul domestic nu are nimic de a face cu pușca sau cu arma de foc, adică un raport de opoziție. Diagrama ar fi diagrama 3. Diagrama 3, răspunsul corect ar fi la 37D. Bun, mergem mai departe. Am să pun diagramele să le vedem mai bine. La 33, care diagramă reflectă relația dintre bătrân, adolescent și geniu? Păi avem așa, bătrânul și adolescentul nu au nimic în comun. Așa, și geniu poate fi... Deci bătrân și adolescent, practic ele sunt în raport de opoziție, să zic. Niciun bătrân nu este adolescent, iar geniu poate să fie și din bătrân și din adolescent, adică o să avem geniu, figura 4, adică răspunsul corect la 33 este D. La 38, handbalist, sportiv și băiat. Păi, toți handbaliștii știm că sunt sportivi, iar pot să fie handbaliști băieți și sportivi băieți. Deci am avea... diagrama 8,
Diagrama 8 însemnând la 38, răspuns corect A. Mergem mai departe. La 34. Chitară, instrument muzical și fluier. Chitara și fluierul sunt instrumente muzicale. Ambele, ele nu au nimic în comun, dar ambele sunt instrumente muzicale. Adică ar fi figura 2. Figura 2, răspunsul corect la 34 este C. La 39. Piper, mirodenie, smarald. Despre piper știm că este mirodenie, deci tot piperul este mirodenie și nici mirodenia, nici piperul nu au nimic de a face cu smaraldul. Adică am avea figura diagrama 3. Diagrama 3, răspunsul corect este B. La 39, răspunsul corect ar fi B. La 35. Felină, tigru și mamifer. E simplu, știm că toți tigrii sunt feline și știm că toate felinele sunt mamifere. Adică avem diagrama 1. Răspunsul corect la 35 este C. La 40. Autoturism, vehicul și spatula. Toate autoturismele sunt vehicule și nu au nimic de a face cu spatula. Deci o poziție. Diagrama, tot diagrama 3 o să fie. 40. Răspunsul corect o să fie E. Și le-am făcut pe toate, da?